Deocamdată este pace și liniște, turiști nu prea sunt. E un pic de animație, un pic de activitate cu ceva tineri pe aici, că până la urmă este stațiunea tineretului. Dar asta se întâmplă destul de rar. În general e destul de liniște. Nu prea vedem turiști, vedem doar unități din astea de turism, mă rog, hotel, restaurant, hotelurile, nici astea nu prea sunt ocupate. Deci vedem doar unități de turism care se străduie să se organizeze. Aici avem Vila Beluga, este chiar lângă linia de tren care merge către Mangalia, trece pe la Neptun și stațiuni, mă rog, Olimp, Neptun și toate celelalte Jupiter, Saturn. E multă vreme de când n-am mai fost la Costinești.